Tess Christian are 50 de ani și în ultimele 4 decenii nu a schițat nici măcar cel mai mic zâmbet, nici la nașterea fiicei sale. Tot efortul său are un singur scop, să-și mențină tenul fără riduri, și se pare că a reușit. Fața sa este aproape intactă și pare să fi încremenit la aspectul din tinerețe. Nici urmă de riduri în jurul ochilor sau al gurii. Nu am riduri pentru că am învățat să-mi controlez mușchii faciali. Toată lumea mă întreabă dacă m-am pelat la botox, însă sunt convinsă că efectul se datorează faptului că nu am mai râs sau zâmbit de când eram adolescentă. Efortul meu doroade, nu am nici măcar o linie pe ten. Da, sunt vanitoasă și vreau să-mi păstrez tinerețea. Strategia mea este naturală, spre deosebire de botox, și mai eficientă decât orice cremă sau tratament facial, a declarat femeia. Tess Christian nu este singura femeie care a apelat la această metodă de menținere a chipului perfect. Kim Kardashian și Victoria Beckham se numără printre divele care încearcă să zâmbească puțin, tocmai pentru a-și păstra tenul tânăr și fără riduri.